dar o făgăduință a Mântuitorului răspundea tuturor acestor frământări și temeri. Anume, voi trimite mângâietorul pe Duhul Sfânt, care va veni peste voi și care vă va conduce în tot adevărul. Nu există frământare, nu există întrebare, nu există în sufletul nostru teamă sau temere pe care Duhul Sfânt să nu întâmpine și să-i dea satisfăcător un răspuns sau o soluție. Care să ne aducă pace în suflet. Aș dori să ne ocupăm de un cuvânt pe care foarte adesea l-am citat, dar ca de obicei nu ne-am oprit să gândim, mă refer la mine. Mă refer la mine. Dar poate că nu sunt singurul, poate că și alții au mai trecut pe lângă cuvinte în Biblie și la urmă s-au întors înapoi și au văzut. În Matei, capitolul 5. Ce credeți că este predica de pe munte? Această considerată cea mai înaltă și învățătură și lumină care a atins vreodată societatea omenească sau pământul. Constituția cerului. Ferice de acela, ferice de acela, ferice de acela. Gândiți-vă bine și să-mi spuneți ce credeți că este această, această predică de pe munte. Este o rețetă sau este o înșiruire, cum să traducem job description? Cum să traducem în românește? Uh, job description, pe care o folosim atât de frecvent, adică ce ai de făcut. De făcut. O listă cu de făcut. Foarte simplu. Cred că așa e bine să-l traducem. Bun. Uh, cerințele slujbei pe care. o Ce credeți? Este o, uh, este o listă. Cu de făcut, ferice de aceia care de, plâng, care sunt săraci cu duhul, uh, toată lista aceasta lungă. Este o listă de făcut? Sau este o rețetă de luat ca să se întâmple ceva? Cine poate să-mi spune? Este o rețetă în care este scris un medicament care să răspundă uh, a respectivei boli din corpul sau ființa noastră. Ce ziceți? Este o rețetă sau este o listă de a face? Fă așa, fă așa, fă așa. O rețetă. O rețetă. O rețetă. Eu zic o rețetă. <gurăță> tu ce zici, Oana? <gurăță> în 12, să și de este da, da, da. da. Se încheie în versetul 12 în care spune Bucurați-vă și veseliți-vă că mare este răsplata voastră în ceruri. Eu cred ca și voi. Eu cred că este o rețetă. Eu cred că doctorul ne dă această rețetă. Și care este boala noastră, aș vrea să întreb, pentru care primim această rețetă? Care e problema care am vrea să o fixăm în ființa noastră sau în corp? Nu vă grăbiți să răspundeți. Vedeți că e atât de simplu că riscăm să ne scape uneori. Răspunsul. Care este boala noastră și a întregii omeniri pentru care Iisus dă rețeta aceasta și spune ia medicamentul acesta, acesta și acesta. De, de o listă acolo, o rețetă. El însuși fiind doctorul care dă rețeta, el este, cum se numește, nurse sau asistenta de aici care ridică bolnavul, el este cel care pune perfuzia aceasta și el e medicamentul. El e păstorul, el e ușa. Sunt nesfârșite aceste lucruri. Nu știu ce m-a întrebat omul ăla după ce voi termina Biblia să vedem ce mai predici. Îmi vine să mă opresc aici acum. Dar nu vreau să, să pierdem drumul pe care am plecat. Care e boala noastră? A tuturor de care vrea să ne vindece Dumnezeu. Pentru care a venit Isus aici pe Pământ să ne vindece și ne-a vindecat. să-l pierdem din vedere pe el. Depărtarea de Dumnezeu. Același răspuns, Stefan. Cum? Zitare. A, el, el așa mă salută, bună dimineața frate pastor și eu îi spun bună dimineața frate pastor și el e la fel de tot. Eu i-am spus că e pastor, el nu mă crede, dar nicio problemă, nu voi înceta să-i spun asta în fiecare sabat dimineață. De câte ori o să-mi zică bună dimineața frate pastor, o să-i spun bună dimineața frate pastor. Ați văzut ce răspuns frumos ne-a dat acest om al lui Dumnezeu. Boala noastră a tuturor este nefericirea. Boala pe care vrea să o vindece Iisus în predica de pe munte, este fericirea. Este această nefericire. Boala pe care vrea să o vindece Iisus este tocmai această nefericire și ceea ce vrea El să ne dea nouă este fericirea. Fericirea, adevărata fericire, pentru că nu tot ce se numește fericire este fericire. Nu toată lumea care spune că este fericită este cu adevărat fericită. După col se va dovedi că nu era de fapt fericită. Adevărata fericire nu pierde niciodată indiferent cum e vremea afară sau în suflet, indiferent ce se întâmplă sau nu se întâmplă, adevărata fericire nu trece niciodată. Cu alte cuvinte, predica de pe munte este o rețetă. Vrei să fii fericit. Vrei să fii fericit în lucrul tău. Vrei să fii fericit în familia ta. Vrei să fii fericit în sufletul tău în această societate nefericită, vrei să fii fericit, fă lucrul ăsta. Ia medicamentul ăsta. Și spunem ce se întâmplă. De ce a spus Iisus, femeia acestea la fântână, uite, cine bea din apa asta, e să face sete iară. Lumea încearcă să te facă fericit pentru 5 minute, pentru 5 ore, pentru te face fericit. După ce a trecut efectul, omul recade într-o depresie și mai adâncă. Nu, nu vreau să mă depărtez eu un ocean aici pe care ar trebui să navigăm și așa vom naviga întreaga veșnicie, că de fapt, fericirea aceasta despre care a venit Domnul să ne vorbească și pe care a venit să ne o dăroiască este esența planului de mântuire al lui Dumnezeu cu noi. Planul de mântuire este să te facă fericit. Asta e tot. Planul de mântuire este să te facă pe tine să-ți găsești fericirea în Dumnezeu. Asta e tot. Dumnezeu nu o, o, o să învățăm astăzi. Dumnezeu nu are nevoie de slugi, de muncitori, de angajați, de asistenți, de. Dumnezeu nu are nevoie de daruri, de mâncare, de clădiri, de câte toate. Ce păgânism este acesta? Nu. Singurul, singurul lui plan, singura lui țintă și dorință e să-și vadă copilul fericit. De ce dau eu hrană copilului meu? De ce îi dau adăpost? De ce îl trimit la școală? De ce mă lupt pentru el? Care este motivul meu? Da, îl iubesc, vreau să-l vă fericit. Asta e tot. Când l-am văzut fericit, ce zic? Mission accomplished. Am împlinit misiunea. Doamne, acum pot. L-am văzut fericit pe copilul meu. Dacă un copil al meu are de toate pe lume. Dacă un copil al meu este ce nu se poate pe lume, dar nu este fericit. Ce simte sufletul meu pentru copilul meu? Pot eu să compensez vreodată? Setea mea și dorința mea de a vedea pe copil fericit, pot eu să compensez cu fapt, E adevărat că e nefericită. E nefericit, e neiubit, e neiubit. Dar are, aoleu, ce de lucruri are. Dar de ce slăbește breașa așa dacă zici că are atâtea lucruri? Dar ce mănâncă bre acolo, dacă are atât de multe? Ce mănâncă bre? Nu tot salată de lăptuci, nu tot asta de roșii, nu tot cartofieți. Ia duceți ceva după Marte, am auzit că vreți să vă duceți pe Marte. Ia duceți ceva de acolo? Nu, domnule, nu tot într-un pat doarme. S-ar putea să nu doarmă într-un pat, e o mare nenorocire să nu poți să dormi într-un pat te muți din, 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 cameră în cameră, e groaznic. Pe când pe Bill Gates, când a început misiunea lui cu computer, l-au găsit dormind pe, pe podea într-o dimineață, după ce muncise două zile la rând și două nopți, l-au găsit dormind pe podea și un îngrijitoare s-a speriat, a zis că e mort, dar altul care îl cunoștea a zis, nu, 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 doarme liniștit, lasă-l să doarmă acolo s-a trezit într-un târziu. Nu, nimic pe pământ nu va putea compensa niciodată ce are copilul meu, cu ce a devenit copilul meu, ce nume are, ce poziție ocupă. Nimic sub cerul nu va putea vreodată să-mi potolească dorința mea de a vedea pe copilul meu fericit. Când și când această întrebare pe care o adresez copilor mei și când stau de vorbă cu ei, nu știu dacă își dau seama sau nu, dar asta urmăresc. Să văd dacă sunt fericiți și unii și alții. I-am luat deoparte și pe fice și pe gineri, nu știu dacă știu ei, dar mă descurc să-i să duc cu vorba așa unde aș dori să ajungem. În final vreau să știu dacă sunt fericiți. De asta i-am pus să-mi povestească unele altele, m-am făcut că nu știu, că nu înțeleg un lucru sau altul, ca să pot trage concluzia dacă sunt sau nu fericiți. Dragii mei, nefericirea personală, nu aș vrea să ne pierdem aici în, în oceanul acesta fără direcție, aș vrea să ne ocupăm de un singur lucru în această dimineață. De unde vine nefericirea noastră personală? Nefericirea noastră personală. Vreau să vă spun că fericirea e un dar de la Dumnezeu. Dar și nefericirea de la cine este? De la satana? Tu ce zici, Ioana? Nefericirea de unde este? De la noi? De la noi? <laughs> Ea a zis încet, a zis tot de la Dumnezeu, dar n-a zis tare așa să se audă în caz că e bine să repete, dacă nu o fi bine, atunci să fie asigurată. Vreau să vă spun că și nefericirea este tot un dar de la Dumnezeu. <laughs> Cineva nu, nu, poate să găsească. Știți care este rugăciunea? Doamne, nu mi îngădui să fiu nefericit, nu mi încădui să fiu fericit când starea mea e nefericită. Nu-mi da niște calmante de acela, nu mă doare nimic, absolut nimic. Dacă eu o morfine, nu te mai doare nimic. Nu te mai doare? nu e adevărat. Nu mai simți durerea. Doamne, nu-mi da fericire câte vreme un păcat domnește în sufletul meu. Pune povâri grele pe conștiința mea. Nu mă lăsa să mă odihnesc în pace, să mă plim nepăsător nu mă lăsa, pur și simplu. Nu-mi da liniște în locuința mea, în familia mea, în persoana mea. Nu-mi încădui, Doamne, ați văzut ce se revoltă corpul când un corp străin este înăuntru. I-a uitat o forfecuță unei doamne din California, uitat, o pensetă. I-a uitat-o în, în corp în timp ce a operat-o. Ce infecție, ce grozăvi, ce durere a fost. O revoltă a corpului nemaipomenită împotriva unui corp străin. E bine să e rău? E bine? E bine? Dacă nu s-ar revolta corpul, ai muri în păcat, nu te-a nimic. De ce mor? Mă mir, de ce mor? Că nu mă dore nimic. Așa este, dar n-ai simțit acest lucru. Duhul Sfânt te face să nu dormi, să chinuiești noaptea, să mergi în cameră, să te frămânți. E bine, e dar de la Dumnezeu, mulțumește pentru lucrul acesta. Pe ce cale vine lucrul ăsta? În ființa omului, e bine pe calea unui dezacord. Dezacordul zgârie. Chiar la muzică aici, când cineva calcă pe niște clape care nu trebuie și le calcă împreună, zgârie la urechi. Când cineva cântă o cântare în adunare și e fals, trebuie să fie mare muzician să cânți lângă unul de ăsta. Eu am avut experiența aceasta. <laughs> nu, nu, greu poți să ții melodia. Zgârie. Îți dai seama că nu, că nu merge. Doresc să citim o scriptură în dimineața aceasta vă rog să fiți foarte atenți, pentru că trebuie să identificăm ceva aici. Versetul 25 din capitolul 5, această rețetă a fericirii pe care o dă Domnul. Iată ce scrie aici. Caută de te de grab cu părâșul tău. Câtă vreme ești cu el pe drum? Ca nu cumva părâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță, adevărat îți spun. Nu vei ieși de acolo, până nu vei plăti cel din urmă bănuț. S-a încheiat. Când ai ieșit de acolo, nu mai există. Ultimul, cel din urmă, bănuț. Întrebarea noastră. Cine este acest prâș din textul acesta? Vă rog să vă gândiți serios. Am anunțat întrebarea mai înainte ca să avem un pic de timp să gândim la ea. Cât Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău. Cât ești pe drum? Cine este acest părâș cu care Biblia îmi spune să mă împac și îmi spune să mă împac de grabă, îmi spune cât sunt pe drum până nu ajung într-o situație în care nu mai pot să mă împac cu el. A trecut vremea în care mă pot împăca. Este o vreme pentru orice lucru. Este o vreme Frate, dar ai ridicat mâna. Care este cu cine identifici tu acest rău. <coughs> da. Lupta în viața unui om este lupta dintre bine și rău. Ai făcut un câmp larg. Ești în zonă. Ești în zonă. <coughs> ai pus mâna la cap și ai zis totul se întâmplă aici frate Oleg, ea, spune tu, care, cine crezi că e părișul ăsta? Tu te gândești că e diavolul. Așa mi-a spus cineva în curte, eu am crezut că e diavolul. Dar crezi că Biblia te învață să te împaci cu diavolul? Cine s-a împăcat vreodată cu diavolul? Dacă se, se poate așa ceva, dacă Dumnezeu nu s-a împăcat cu diavolul, te poți împăca tu cu diavolul? Sau ce înseamnă să te împaci cu diavolul? Păi înseamnă să faci ce zice El. Dacă ai făcut ce zice El, te-ai împăcat cu diavolul. Nare cum să fie diavolul în textul ăsta. Trebuie să căutăm altfel. Vă uh, rog, persoana ta proprie împacă, tu ești părâșul tău. U, u, uh, uh, da, gata. Acesta a fost. Conștiința ta este părâșul tău. De ce nu poți să dormi noaptea? De ce descrie David în psalm? Zice, deci era ca un foc în oasele mele, simțeam că mor, nu puteam să-mi găsesc o dignă, ardeam de viu, cine frate te arde? Ești rege, ești în palat, ai de toate. Cine este acesta care te condamnă în așa fel că nu mai poftă de mâncare, ți-a distrus fericirea? Ai uitat tot binele care poate să fie pe pământ în viața ta? Cine este acest prâș? Cine este acesta care îl face pe un criminal după un sfert de secol? După un sfert de secol intră în stația de poliție și spune eu l-am omorât pe omul ăsta. Te uiți în urmă, poate e cineva care l-a adus acolo cu armă la amenința, că altfel cum să vorbești împotriva ta, să, te denunți, să faci autodenunți, cum să spui ce Cine este acesta? Este părâșul. Mulțumim lui Dumnezeu că a pus acest pârâș în noi. Ce înseamnă pârâș? Îmi pare rău că aceste două cuvinte coincid. Satana este pârâșul și aici e un alt pârâș. Nu este același. Foarte bine e că am discutat lucrul acesta. Aici e un alt pârâș cu care suntem chemați să ne împăcăm. Pe primul pârâș pe satana, care zi și noapte pârăște pe frați împotriva lui Dumnezeu, Biblia ne îndeamnă să-l ignorăm, literalmente, în sensul că Niciodată nu trebuie să dăm ascultare îndemnurilor lui care vin prin firea pământească. Niciodată. Acesta e părâșul care, satan părâșul, vai de voi pământ și mare că s-a coborât la voi așa ceva. Și nu s-a coborât de capul lui, ci a avut invitație. Dacă nu avea invitație, nu avea ce să caute aici. A avut invitație, a avut poartă deschisă are în viața noastră o invitație și o poartă deschisă. Nu poate să intre când vrea și să, și să facă ce vrea acolo. Nu. El trebuie să documenteze de ce a venit aici, de ce stăpânește un om sau altul. Este prin invitație. Acesta este părâșul pe care Scriptura ne îndeamnă, cu care Scriptura ne îndeamnă să nu avem de-a face. Celălalt părâș ne îndeamnă Biblia să stăm de vorbă cu el ne îndeamnă să punem pe masa adevărul și să căutăm să ne împăcăm. Părâșul despre care vorbeam în viața lui David a fost conștiința lui la ars cugetul. Literalmente, la ars cugetul. Când citim psalmii acestea de mărturisire, când i s-au deschis ochii și și-a dat seama nebunul ce a făcut, când și-a dat seama boul și cerbul unde au mers în laț și în măcelărie și când și-a dat seama de efectul care l-a avut în lume ceea ce a făcut, putea să fie zdrobit și distrus, pulberat. Părâșul lui zi și noapte era la lucru. Dar vă întreb, până la urmă s-a împăcat David cu părâșul lui? Da sau nu? Da. Foarte bine ați răspuns. Da? S-a împăcat. Sigur. Cum a reușit el să se împace cu părâșul acesta? A mărturisit Domnului. Mărturisi Domnului ce a făcut. A luat avocat, adică se zice. A luat avocat. Pe cine a luat? Pe Domnul. Pe Domnul, Domnul Isus Hristos. Doamne, fii apărător meu. Împotriva cugetului meu. De ce Pavel în capitolul 1 din Romani? Că toată omenirea va fi judecată pe baza cui? pe baza cugetului. Toată omenirea va fi judecată. Fiecare om în parte. Nu ai nevoie să te vadă cineva. n ai nevoie să te audă, să te pozeze, să te filmeze în cameră. Ce o problemă. Este aici camera, este aici arhiva, este aici fotografia. Aici sunt toate. În cugetul tău. Vă amintiți acea istorie în care un tată fură și pune pe copil să se uite să nu-l vadă nimeni. Și întreabă tatăl în timp ce fură pe fetiță, mă vede cineva? E cineva? Vine cineva? Uite-te, fetița trebuia să păzească pe tata care fură. Fetița îi spune mândea, tată, te vede cineva. Cine e el? Înspăimântat, gata să, să fugă, era încordat ca și... Și fetița îi spune, eu te văd atunci și-a dat seama ce a însemnat exemplul vieții lui, al mamei lui, al lui, în fața copilului acestuia. El a văzut toate, a auzit toate. Ți se pare că e copil că nu înțelege, dar nu e adevărat nimic. El trage niște concluzii de te cu tremură. E un om mare ăsta de doi ani. E o mare. Știe de toate. Vei vedea. El are codurile lui, are formele lui de magazinare, de interpretare a ce se întâmplă tu te înșel foarte serios la oameni. Pe cine e bun îl vezi că e rău, pe cine e rău îl vezi că e bun. Dar asta micu? ăsta nu vrea să meargă în brațe la tine, nu te-a văzut în viața lui. Nici nu știe cum te cheamă, te prefaci că ești mare iubitor, mare drăguț, dar nu vrea să stă de... de ce? El știe să facă deosebire. Tată mă vede cineva, trebuie el. Da, tată, te văd eu. Acesta este un caz. Dar am să vă spun că aceeași întrebare ar trebui să o pună în hoțul sau desfrânatul sau mincinosul sau ucigașul care nu are pe fetiță cu el. E singur. Care merge în întuneric, care este protejat, care a luat măsuri, ca nu cumva să se știe, să se audă, să se vadă, pe care l-a asigurat însuși diavolul și a spus nimeni nu te vede, nimeni nu o să știe. Menționam în predica precedentă că aceștia de la NASA au trimis un mesaj celor de pe Columbia care s-a dezintegrat la intrare în atmosferă au trimis un mesaj nu e niciun pericol trust us aveți încredere în noi cineva care scrie acum o carte dice cuvântul acesta aveți încredere în noi știind cine sunt oamenii aceștia cuvântul acesta ar fi trebuit să trezească conștiințele acelor piloți aveți încredere. E ca și cum ți-ar spune diavolul, ai încredere în mine, adică doar mă știi, Satana își dă cuvântul, satana promite, satana demonstrează că așa o să facă, jură, te face să crezi că e adevărat, niciodată. Biblia spune, ori de câte ori deschide gura, este? E o minciună. Ori de câte ori deschide gura. Când o spune el, fă păcatul ăsta că nu se știe, el are de gând să te spune toată lumea. Dar el a învățat, la el mintea este despărțită. El vorbește ca și când ar spune adevărul, dar în același timp știe că minte. Aici, iubiții mei, este locul în care trebuie să luptăm și în care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă atâta vreme cât ești pe drum, cât n-ai murit, cât mai de trăit, Domnul știe cât și cum. De grabă, împacă-te cu acesta. De ce de grabă? Sunt mai multe posibilități sau metode prin care am putea să, să avem de-a face sau să lucrăm cu conștiința noastră. Am fost la cineva în casă și am rămas uimit de copilul acesta care nu a zis nimic o jumătate de zi. Mi s-a apărut un copil mic să nu zici chiar nimic o jumătate de zi. N-aș putea crede, eu am, noi am avut patru și eu știu că ne sculam din oră în oră sau toate, nu am văzut așa ceva. Doar dacă au fost, dar și când erau bolnavi copiii, nu erau, nu erau, din potrivă, când aveau temperatură, când îi durea măsările, când le-a ieșit când nu se poate așa ceva, dar acest copil era într-un pat, aproape o jumătate de zi. M-a îngrijorat puțin situația și întreb pe mama. Totdeauna așa? Copilul? Nu. Zice dânsa. Dar din privirile domnei, am înțeles că ceva nu era în ordine. Știți de ce era copilul ăsta așa cu mintea? O jumătate de zi n-a mișcat săracul. Păi de de Ca să nu mai plângă. Simplu. Nu trebuie nici lapte, nici ceai. Nu trebuie să-l schimbi, nu trebuie să-l ții în brațe. Poți să pleci în oraș, să te distrezi, să duci la film însă. Poți să te duci la filme, el acolo ai să-l găsești. Îi dedea romergan. După aceea să trezea cu puțin, buimăcit, nebunit, îi dea probabil ceva de mâncare, îi a romergan, iar îl trântea jos. Și așa zăcea copilul zile și săptămâni întregi. Doamna aceasta găsise o metodă foarte la îndemână ca să se împace cu copilul ei, să împace pe copil. V-am văzut în speță pe Doamne, pe surori, v am văzut că ați sărit ca arse. Când ați auzit așa ceva, asta e crimă. Așa v-am văzut că ați sărit. Dar oare nu facem noi la fel cu conștiința noastră? Când ea plânge, când ea cere, când ea acuză, când ea ne spune că e murdară, când ea ne spune că e foame după Cuvântul lui Dumnezeu și după Domnul? Nu facem noi așa, nu-i dăm noi romergan, nu-i dăm noi muncă, nu-i dăm noi plăceri, nu-i dăm noi droguri, vrea să uite. Ieri am aflat de ce un prieten al meu merge cu așa viteză cu mașina. Totdeauna peste 250, 200, am fost în mașină cu el, a avut 270 la oră. Kilometri. Kilometri. Km, 270 de km la oră. De unde zi am citit un articol, am aflat care e treaba. Viteza, așa viteză mare, fratele Oleg zâmbește pentru că el nu a depășit viteza în viața lui băiatul ăsta care -l vedeți aici în spate. Uitați-vă acolo care zâmbește. El nu a depășit viteza. Uite, Nelu râde. Ce? Serios, mă? Așa zice Nelu. Da. Uitați-vă acolo în spate. El după amiază o să ne spună cum se poate trăi fără să depășești viteza. Cum se poate câștiga mai mult la salariu fără să trebuiască să lucrez 23 de ore și să dorm ca un câine hăituit o oră. Nu, el știe, după 11 ore iar să culcă, O să ne spun el după amiază viața lui, o să avem un interviu aici cu ocazia aceasta. Iubiții mei, am citit de o zic că viteza de fapt este drog. Este un drog. Cineva care fuge cu această viteză trebuie să fie toată ființa concentrată acolo, deci nu ai voie să te mai pereți, Când știi că ai 270 la oră, nu te mai spăpereți. Și atunci? Și atunci uiți de toate celelalte. Mintea este eliberată de aceste lucruri. Cum se sfârșește o astfel de. Un astfel, uzarea de un mijloc ca acesta, ca să, să țin de Cum se poate sfârși așa ceva? Un prieten al meu a fost pur și simplu rupt în bucăți. Așa s-a întâmplat. Dar sunt altele. Telenovele, televizor, te concentrezi în ecran acolo, uiți, de tot ce este, ești acolo. Dar după ce s-a terminat telenovele? Sau după ce s-a terminat drogul cu care ai amorțit conștiința? Sau după ce te-ai îmbătat de muncă? Sau după ce, după ce? Acestea nu aduc vindecare. Acestea nu aduc împăcarea cu părâșul vieții noastre, care e conștiința noastră. El își va face lucrarea în continuare a încercat să uzăm de droguri din acestea ca să paralizăm conștiința, să nu ne mai mustre, ne încărcăm cu o nouă vină. După ce a trecut efectul acesta, conștiința e și mai încărcată și mai grea. Aceasta este calea pe care omul încearcă uneori să se împace cu părâșul lui care e conștiința. Aceasta este calea falsă, care duce la o și mai adâncă vină, care duce până în final la moarte. Și la despărțirea de Dumnezeu. Poți să-ți paralizezi conștiința. Când te mustră conștiința că nu ești cum trebuie, o să auzi o șoaptă care spune, lasă că nu ești numai tu, to -aia, toată lumea face așa. Gata, te-a paralizat. Doar ca la micul cu romergan, până te trezești din romerganul ăsta. Altădată când te tulbură conștiința, ah, lasă că alții au făcut mai rău. Ce, ce scrie în Biblie despre David? Tu ești miel pe lângă David. Gata, iar ți-a dat romergan, mai Mergi un timp, oarecare sau te scufunzi în muncă, muncești zi și noapte, nu vrei să știi altceva, nu vrei să te uiți, ești concentrat la munca ta acolo, e singura cale de a evita să stai de vorbă cu părâșul tău. Sau citești cărți, cărți peste cărți, peste cărți, vizionezi tot ce poate fi văzut. Computerul este un refugiu fantastic. Să nu stai de vorbă cu conștiința ta, să te împaci cu părâșul tău. Bă, bine, stai, stai acolo. 10 ore, 20 de ore, băiatul acela, ați auzit, a murit în Hong Kong, săracul. atâta ta computer. A stat în fața computerului până când a murit. Și cei de pe lângă el n-au știut că e mort. A stat mai mult timp acolo. După un timp, tot trecând lumea și văzându chiar în aceeași poziție, cu mâinile pe clape. Nu se poate să stea un om trei zile așa cu mâinile în același loc. Să uită cineva la el. Oh, păi fratele ăsta e mort, mă frate. Au chemat autoritățile domnului, e mort de la -al Are atâtea ore de când a murit. Sunt mijloace ca să putem să evadăm. O, oh, te plictisit de computer? Nu nicio problemă. Îți dau ceva mai spicy, să zicem în engleză. Îți dau ceva mai uh, picant. Mai picant îți dau. Gata. Ai văzut ceva mai picant? Acum ești atent, ești atent. După ce luat ceva mai picant, mai mult timp, și acest mai picant nu mai are gust. Ce urmează? Ceva și mai picant. Așa, asta, aceasta e legea drogurilor. Cu ce încheie lucrul acesta? Cu moartea. De altfel, a încercat să te împaci cu conștiința ta pe căile acestea. nu e Nimic altceva decât abonament la Moartea Lentă. Mori în fiecare zi scufundat în lucruri bune sau în lucruri rele, deopotrivă, care sunt toate fuga de conștiința noastră. Nu luăm timpul necesar să stăm de vorbă. Mântuitorul a spus, împacă-te de grab. De grab, nu amână. Am o să mă gândesc, o să văd ce fac cu chestia aceasta. O mână, am ceva, am altceva de făcut acum, uite-te în altă parte, nu te mai uita acolo. Și omul întârzie să se împace cu conștiința lui. Situația nu numai că nu se ușurează, se agravează. Pe zi ce trece. Te miri! Te miri cum conștiința cuiva a putut supraviețui atâta timp să-l mustre. 90 de ani l-am dus pe fratele acesta la botez, la vârsta de 90 de ani. S-a botezat. Dar știți ce mi-a spus? Mi-a spus că din tinerețea lui îl bate gândul. Din tinerețea lui îl bate gândul. Adică, ce înseamnă că îl bate gândul? <laughs> Conștiința lucra. Aceasta înseamnă. Și a avut răbdare până la vârsta aceasta. La vârsta aceasta a făcut pasul acesta. Este un miracol al lui Dumnezeu că această conștiință poate să supraviețuiască. Spuneți-mi, care dintre noi a merge timp de 90 de ani să ne rugând de cineva să rezolve o treabă? Te duci o de două, de trei ori, din momentul acela ai terminat. Dar conștiința noastră, Duhul lui Dumnezeu luptă în noi ca să ne poată în cele din urmă aduce la armonie cu lumina și cu starea de om după voia lui Dumnezeu pe care le pune în conștiința noastră. Du-te și împacă-te de grab cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. La judecata lui Dumnezeu vor fi date, va fi dată dreptate unuia sau altuia. Fie conștiinței tale îi va da Dumnezeu dreptate, fie ție. Deci, în cazul că nu te-ai împăcat cu conștiința ta. În cazul că n-ai făcut pentru ea ceea ce trebuia să faci, singurul, singurul remediu imaginabil fiind acela de a veni în fața lui Dumnezeu și de a te împăca cu conștiința ta. Nu te poate împăca cu conștiința ta dacă ai omorât pe cineva, spre exemplu, într-un accident sau de bunăvoie, sau știu eu cum a spus Isus, te-ai mânia pe cineva, ești criminal. Când te-ai mânia, ești criminal. Dacă s-a întâmplat așa ceva în viață, nu poți să. Niciodată, orice vei face tu, trimiți bani la uh, copii victimei, uh, mai construiești o mănăstire, mai ajuți nu știu câți orfani, oricâte treburi de acestea vei face pe pământ, niciodată nu vei putea să te împaci cu conștiința ta de a omorâ pe cineva. Niciodată. Sau de a face un rău altul de o altă natură. Singura cale pe care poți să te împaci cu conștiința ta, este ca să vin fața lui Dumnezeu și să te predai pe tine însuți. Numai El poate să satisfacă conștiința ta. Altfel, poți să faci tot felul de, de lucruri de genul acesta. mi amintesc -am de un prieten care l-am avut în timp ce lucram la penitenciar în România, Valentin. El a dat un interviu în ziar și a spus, domne, vorbești de, vorbești, i-au scris în ziar, vorbești de, de pace sufletească, vorbești de conștiință, Curată înaintea lui Dumnezeu. Păi, da, ai uita că ai omorât patru oameni, domnule. Ai omorât patru oameni în, în, în gară. Ai lăsat patru familii nenorocite pe viață. Niciodată. Ai uitat treaba asta. Iar el răspunde. N-am uitat. Zilnic, mă rog, pentru familiile acestea, dar numai Dumnezeu. Doar Dumnezeu din ceruri poate să mai acoperi răul pe care l-am făcut. Orice aș face pe pământul acesta. Orice aș da, orice aș fi, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, n-am cum să mai aduc înapoi pe cei pe care i-am omorât. Doar Dumnezeu îmi poate, într-adevăr, da pacea sufletului, pe baza lui. Și același lucru, mă rog, și pentru victimele mele. Ca Dumnezeu să lucreze cu sufletul lor acolo unde eu nu pot să mai fac nimic. Acesta este singurul mijloc, aceasta este singura cale pe care aș putea să mă împac cu părâșul meu cu conștiința mea, câtă vreme sunt pe drum. Ce însemnează câtă vreme ești pe drum? Ce însemnează expresia aceasta? Cât mai trăiești, Cât mai trăiești? foarte frumos ați spus, toți odată ați răspuns bine. Cât mai trăiești pe drum, adică a conta pe niște slujbe care se vor face după tine, a lăsa bani nu știu în ce fonduri ca să mai facă niște orfelinate sau acestea, nu. Cât ești pe drum, numai acolo se poate întâmpla acest lucru. În, în timpul ăsta scurt al unei vieți, care este ca un vis la deșteptare, sau cum spune eu, ca un abur care se înalță puțin tel și apoi pierde. Atât. Asta e tot. Pe drum, cât ești pe drum. Odată ce ai ajuns la judecată, acolo nu, nu mai poate să aibă loc lucrul acesta. Apostolul Pavel ne spune care e rolul acestui părăș, să zicem, adică al martorului acestuia așezat de Dumnezeu în viața și ființa noastră. În capitolul 9 din Romani, el spune, Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Voi puteți să spuneți orice, voi puteți să faceți orice, lumea întreagă, puterile, stăpânirile, demonii, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, știe adevărul despre mine. Zice Pavel, de acolo e lauda noastră, din cugetul nostru. Pentru că Dumnezeu nu cunoaște cugetul. Tu îmi cunoști fața. Poate părerile tale despre fața mea. Pielea, vopseaua. Dar Biblia spune, el nu va judeca după aparență. Noi suntem aceia care facem lucrul ăsta. El va judeca după adevăr. Adevărul este nevăzut. Este, ne, în, în Pavel aș vrea să, să încheiem studiul nostru din această dimineață, citând fapte 23 cu versetul 1. Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Ce însemnează cu toată curăția cugetului meu? Însemnează că, ceea ce spunea eu, conștiința mea nu mă acuză de unele lucruri pe care le-am ascuns sub covor. Și acum au fost descoperite. Vai, s-a aflat până la urmă. <gântu -i> Însemnează că diavolul nu și-a ținut cuvântul de onoare al lui. <gântu -i> și-a dat cuvântul de onoare că nu mă știe nimeni. Care onoare? A ceea ce e aia? Ce -cea? Onoarea diavolului. <gântu -i> Aveți încredere în noi, le-a spus la Cosmonauți. Așa a fost. Toți șapte au murit. Au murit pentru că au avut încredere în ei. Scrie mai departe Pavel, am, am viețuit cu toată curăția cugetului meu, până în ziua de astăzi. În versetul 16 din capitolul 24, Scriptura spune, de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Când stai de vorbă cu cineva, ai cugetul curat sau l-ai bârfit, săracul? L-ai furat? L-ai mințit? L-ai nedreptățit? Mă silesc, spune el, să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așadar, să luăm în această dimineață sfatul Mântuitorului nostru, împacă-te cu pârâșul tău care e conștiința ta de grab, câtă vreme ești pe drum, până nu ajungi la judecată. Și al doilea lucru, împacă-te cu adevărat cu conștiința ta, pe singura cale pe care poți să te împaci cu conștiința ta, predă viața în mâna lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Vă invit la rugăciune. Cerescule Tată, îți mulțumim pentru darul cuvântului Tău, îți mulțumim pentru Duhul Tău Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul și în mod cu totul deosebit îți mulțumim că Te-ai descoperit nou în cuvântul Tău în această zi. Doamne, binecuvintează acest cuvânt în viața noastră nu lăsa să cadă acolo și să moară. Nu lăsa păsările cerului să vină să culeagă cuvântul acesta din sufletul nostru. Ajută-ne să ne împăcăm cu părâșul nostru, cu această conștiință pe care Dumnezeu a așezat-o în om, care ne ceartă, ne mustră și ne îndeamnă ca un părinte pe copilul lui și care nu dorește altceva, care nu este altceva decât glasul lui Dumnezeu, un om care nu dorește altceva decât să ne vadă fericiți. Dă-ne această fericire, Doamne, și ferește-ne de fericirea din astă lume care este ca a valurilor spume. Dă-ne fericirea Sfinților, care va fi pentru totdeauna și în prezența Ta, și în sufletul nostru, și pretutindeni se vor simți roadele ei. Fii binecuvântat prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Să loc.